astăzi avem un unboxing pentru voi. Suntem într-un apartament nou-nouț. Avem un unboxing la un tablou. Știu că ați mai văzut, dar ăsta este special. Unboxing-ul îl facem împreună, nu știu cum arată tablou. Hai să vedem. Hai, colegul. Sunt colegul Mihai. Salut. Ăsta este obiectul. Ne uităm la valori? Hai să ne uităm la valori. Valori, 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 valori. Ok, bun. Hai să dăm capacul jos. Colegul, să te ții bine. Mă țin, pe telefon. Da, ține-te. Ia uite. Asta a fost în colaborare cu Zugravul. Asta e tare. Da. Asta e foarte tare. Deci câte fire poate să încapă într-un disjunctor. Dar uite, uite-te la bara de pe... Și astea pe aici, ce ne lasăm? Alea a făcut și doză. Deci este un tablou cumpărat de pe Amazon. Făcut de papuașii de pe Amazon. Din Amazon. De pe Amazon. Că nu pot să spui că e făcut de electricieni. E făcut de papuași. De papuașii din Amazon. Sau de pe Amazon. Da. Tablou de 2 lei de dezvoltator. O să schimbe și pe ăsta. Hai, colegul, mai ai niște cadre și hai să dăm cu ciocanul el, că e nasul. Hai că l-am pus pe colegul să măsoare. Hai, colegul, măsoară. Impedanța de buclă și de defect. Ia. Impedanța în buclă de scurt circuit. Lasă asta, nu contează. Impedanța de buclă. Zim dacă ești gata. Ce ai, pe ce ești? Pe 20 de ohm, da? 0,67. Și okay. Impedanța buclei de defect cu PE-ul, domnul inginer. Ok. .065. Ok. Viitorul sună bine. Clădirea este încă pe branșament provizoriu. Mergem la ultima priză să testăm? Hai! Nu, ultima, teoretic, cea mai îndepărtată. Pe casă cea mai îndepărtată, sincer. O măsoare așa, nu măsoare și cu ștecherul. Hai, măsoare așa. Vreau să vedem mai întâi valoarea de scurt circuit. 0,90. Ok. Și cu PE-ul. Nu e asta. Așa, cu PE-ul, să vadă. Da. Zici cu PE-ul. Uuu, 1,78. Nu știm ce-i cu PE-ul. E pierdut pe drum, nu știm ce-i cu el. Ok. N-a dat de pământ. Stai ca să e diferențială. Ideea e așa. Știi ce trebuie să mai măsurăm noi? Da. O chestiune foarte importantă. Stai cum să ridic diferențială. Nu, testăm și diferențiale. Hai să-i dau pauză. Hai, colegul, măsoară pe tot ala acolo, vezi ce zice. Că ți-a dat cu diferență. E corect. Bun. Zi. 1,73, da? Și... Hai să vedem diferențial. Impedanța... Hai, adică diferențialul. Și arată-mi și curentul prezumat. Zic curentul prezumat. 122 de amperi. Ia zic, cum e? Ce e în tablou? Curbă B. Nu e curbă B, nu asta e curbă B. Maxim 16 amperi, curbă așa. B. Și 122 de amperi cum iese? Iese bine. Este la limită. Avem și o marjă. Este la limită. Păi nu. 16 amperi. Ori de maxim 5 ori, curba B. Nu așa se calculează, domnul inginer. 80 de amperi. Dacă mai comentezi, te pun un filmuleț. Da? Da. Lasă-o. Ce înseamnă curba B? Între 35 ori curentul nominal. Ok. Da? Și factorul de hazard cât este? 50%. Ok. Facem un calcul. Deci? Facem un calcul. 16 ori 5, 80. Așa. Sunt că 50%, 120. Perfect. 120. E la limită. Este... Hai, să măsurăm și restul. Hai, ia de aici. Hai la, și la centrală. Ia uite Sparky! Sparky! Da, facem și mai departe. Zi Sparky, hai! Unde te-ai dus? Diferențialul.
Ia zi Sparky. Știi cine e Sparky, nu? Uite aici, pune aici, pune și aici. Să testăm și pe asta. Te duci direct pe curentul de defect, rezumat. Okay. Că asta e important. 117 amperi. Mamă, dar toate este așa. Sunt curios la centrală. Ok. Zi la centrală. Invers. Nu mai e faza în dreapta. E, a, uite asta cum. Zi. 116. Toate sunt frați. Toți sunt frați. Toate prizele sunt de același pictor. Mai bună partea asta, ia. Este... Nu, nu, e vorba de cea mai îndepărtată. Uite, mai e una aici. Hai să măsurăm și pe asta. Dacă astea îndepărtate au o valoare bună, teoretic, cele mai apropiate au o valoare mai bună. O să mai măsurăm printre ele. 118. 118, 116. Deci, este etajul 8 și e pe organizare de șantier. Da, cam asta e. Ah, hai că nu v-am arătat tablou așa în amănunt. Cam așa a ieșit. Stai așa să mă așez mai bine. Cam așa a ieșit. Le-am aranjat cât de cât. Astea-s faze. Astea aici sunt... Astea sunt nuluri. Le-am marcat. Da? Așa, tablou a fost propus de doză, deci unii conductori nu s-au ajuns. I-am înnădit, ca să zic așa. Nici pe eu nu s-a ajuns, i-am pus o clemuță. A ieșit cât de cât. Ăsta e tablou, clientul n-a mai vrut să spargă. Ne-am chinuit un pic să le înghesuim pe toate, să fie bine, să nu fie rău. Eu zic că e mai bine ca înainte. Eu zic că e mult mai decent. Dacă mai vreți să facem alte teste pe viitor, lăsați-mi în comentarii. Ce mai vrei să mai testăm, în general? Una peste alta, instalația e cam jale. Și stați că vreau să vă mai arăt ceva. Uitați-vă branșamentul. Ăsta este branșamentul de la etaj. Cât e, colegul? E un 4 mm, da? Cam așa. Și uitați-vă ce fuzibil a pus. Deci, asta este intrarea și aici este ieșirea. Se duc către contoare. Uite. Vedeți? Conductori. Frumos. Și uite, se duc, ajung aici. Uitați-vă halul de contoare. Ia uitați cum sunt astea. Deci, astea sunt fazele. Intră pe aici, da? 4 mm. Uite, se văd aici. Așa. Și aici. Dar uitați-vă 4 mm și uitați-vă ce MPR a pus. Ia uite. 4 mm. MPR. Asta alimentează cam câte apartamente sunt. Deci, ca să vedeți așa, sunt toate atâtea, ne întoarcem și mai sunt și pe partea asta. Da, deci, distribuție, șmecheră. Și încă nu s-au mutat toți locatarii aici. Hai, salut, ne vedem când ne întâlnim, acum chiar e gata.